Vă salut, dragii mei prieteni, dragii mei abonați! Suntem la canalul Frumusețe Vârste Elegante, un canal anti-age, un canal pentru persoane după 35 de ani. Acum avem bucătărie la măsculițele naturistice. Pentru toți care iubesc măsculițele naturistice, vara aceasta vom face accent la măștile pentru client sensibil. După cum vă spuneam, pentru cei care mă urmăresc, cunosc, că acum sunt în Canada la fica mea și am oportunitatea să-mi fac și să aplic măsculițe din diferite fructe exotice care poate nu-mi permiteam până acum. Și astăzi vom face o măsculiță din mango. Dimineața am tăiat așa o bucată și am făcut un smoothie. Din partea aceasta o să prepar o măsculiță, iată din bucățica aceasta. În general, mango, dacă îl cumpărați și el este verde, este tare, îl lăsăm un pic să se moaie, pentru ca pulpa să fie comestibilă, gustoasă, aromată și să putem și să facem și măști naturistice. Astăzi am preparat pentru nepoței griș, terci din griș și am luat două linguri de aceste din, iată, de ceai de griș. O să fie ca bază. Vom adăuga miere bio, mere naturală. Dacă aveți alergie sau nu suportați mierea, nicio problemă, adăugați ulei de măsline, puteți să adăugați iaurt. Eu vom da mango, îl voi da prin rozătoare. Și să începem să preparăm masca. La terciul din griș am adăugat mango și o linguriță de miere. Am obținut așa o masă omogenă, iată așa plăcută, bună de aplicat. Și dați să aplicăm. Mango conține foarte multe minerale, dar mai ales vitamina E, care este benefică pentru ten. Conține enzime, care restabilește pH-ul tenului, luminozitatea de tenului și hrănește. Dați să aplicăm. De jos în sus. Dacă vi se pare măsculița lichidă, puteți să adăugați făină de fulgi de ovăz. Mie îmi place că ea este așa lichidă, plăcută, se aplică ușor. Mierea conține aminoacizi, proteine și factori de hidratare. Mierea hidratează foarte bine tenul, mai ales acum, în perioada caniculară. Se aplică un strat subțirel și puteți să aplicați câteva straturi. Nu uitați de zona ochilor. Dacă vă doriți mai multe informații despre măștile naturistice, găsiți pe blogul Frumusețea Vârstei Elegante. Găsiți mai multe descrieri. Ah, are o aromă foarte, foarte plăcută. Și chiar să vă spun că o senzație mătăsoasă. Masca o puteți să o aplicați pe timp de 15-20 de minute. Înlăturați cu un prosop, muiat în fuzie de plante sau în apă călduță. Aplicați și pe pleoapa superioară. Așa încet, ușor, aplicați. Mai aplicăm un strat. Această mască răcorește tenul, regenerează tenul de la iritație, luminează tenul
și calmează. Deci și se poate folosi pentru tenul cuperozic, tenul sensibil, tenul iritat, tenul care a fost expus la razele solare. O să iau așa bucățele, ca să vedeți, se aplică foarte, foarte plăpând și plăcut. Să ne alintăm tenul. Eu vă doresc să aveți plăcere, să aveți curaj, să vă luați timp pentru măștile naturistice. Și să folosim produsele din bucătărie cu mare drag pentru sănătatea pielei, pentru sănătatea și frumusețea interioară și exterioară. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte măsculițe, la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos.